Salutare tuturor, campania Dare to Dream continuă, sunt astăzi cu Cristina alături de mine și Cristina și-a dorit să vadă cum se compune și cum se face o piesă, cum se produce muzica care ajunge apoi pe radio, așa că o să facem o vizită la ha-ha-ha. Ar trebui să facem, nu? Cred că e mai bine așa. Și e foarte frig afară, dar suntem cu gecile pe noi, dar sunt sigur că acolo e foarte multă căldură. Cristina? Hashtag rezist. E ok. A? Asta? Vrei să faci o piesă cu hashtag rezist? Nu. O să dacă le propuneți să facem o piesă noi doi. Noi doi? Da. Facem noi doi, doi într-unul? Zic să intrăm, că e mai cald. Hai că! Nu mai intru. Hai, bum! De aici încep studiourile efectiv. Asta e studioul ca dimensiune cel mai mare. Aici e Șerban Cazan și mai stau aici cel mai des. Asta e zona de cum e fiu borcan. Uite ultimele piese. Avem un stick Vali și ultimele piese ale Smiley sunt calculatorul ăsta? Da. Hai pe ia, uite Hardex. Colegul nostru Vlad, el o să prezinte Vlad, o să ne ajute în ultimul studio, cel mai fresh, proaspăt. Acesta este noul studio, așa, la mână. Vorbește și în timp ce vorbești, intră în studio. Ok, o să vorbesc și să mă prefac că nu vorbesc ok, da. Ai simțit? Da. Trecerea? Da. Du-te și tu să vezi. 12:24 de minute arată ceasul. De cele mai multe ori încep cu tobele. Se poate în același timp să vină cineva cu o linie melodică foarte mișto, care a făcut acasă, nu știu, pe un instrumental de pe net. Da. Dacă ne-a plăcut, trebuie. Ea, în stadiul incipient al piesei, sunt o grămadă de variante de creație. Dacă o săptămână am făcut numai tobe, am început numai cu tobele, mi se ia, adică aud un kick și zic, no my god, să caut altceva, hai să caut un ton, hai să văd un pian, o treabă. Și dacă intri în el un pic, îți schimbă ton. E cumva, adică dacă n-ai o idee, nu știu, dacă te zic o idee în cap, trebuie să-ți iei de undeva inspirația și fie asculti, nu știu, niște sample-uri, fie deschizi un ton care la un moment dat trebuie să te inspire și cânti o linie pe care ai mai cântat-o, dar cântând-o cu alt sunet, parcă îți dă altă stare, știi? Îți dă altă stare. Și uite, o piesă de genul ăsta am făcut cu Feeling. Dai seama că Magid fac ca toate alea, că o surpriză și pentru mine, că am făcut altul. Nu zici nimic? Sunt eu sfătuitorul absolut. Da, e un sfat care pe mine m-a ajutat foarte mult. Scrie foarte multe piese proaste. Scrie toate piesele proaste de la afară, că le puneți de dedesubt. Trebuie să dai tot ce e la suprafață să dai și după aia ce e bun e la fund. Important e să scrii, important e să n-aștepți nimic de la nimeni și să scrii tu, să faci o treabă. Poți să o faci, adică poți să fac oricine poate să facă treabă. Mă rog, oricine care are inclinație către, da, știi? Da. În zilele în care n-ai inspirație, tind să dai din ce în ce mai mult și să vezi că nu iese nimic și ăștia zice, Doamne, nu iese nimic și mai nervezi și tu încerci să faci. Alea zilele cu noi, așa le zic eu, alea zilele cu noi, tu își dai cu noi afară. Da. Eu fac un instrumental pe zi. Dimineața ai impresia că sună totul, e totul frumos. Imediat când te-ai trezit cu o idee, se pare că e cea mai bună idee. Important e să știi să o fructifici, știi? Piesele se pot face din orice, din linguri, poale, nu știu, de cocos, orice. Da. Șerban, colegul nostru, a samplat odată dintr-o drujbă. A samplat o drujbă. Și a pus într-o piesă, ne-a spart. S-a apucat de făcut EDM după. Asta ar fi trebuit să fac niște EDM-uri și n-ar fi la peste. Guys, am trecut pe la băieții de la ha-ha-ha. Vladone, mulțumim mult de tot. Ne-a arătat niște piese care încă n-au ieșit. Și vreau să mai ascult una înainte să plecăm, că trebuie să plecăm la radio acum. O să mergem o să vorbești la radio, o să povestești cum a fost la ha-ha-ha. Okay. Și după aia, de seară, mai avem o surpriză pentru tine, dar nu pot să zic... M-ați ținut toată ziua cu asta! Da. O să-i spun la Virgin Radio, o să zic că vreau să aud reacția pe radio și să o audă toată lumea. Crede-mă că e mișto! Ok! Boom!